Mergem acum la Vicky Raileanu, care este o prezență greu de vânată și zărit la evenimente mondene, dar iată că echipa noastră, inegalabila noastră echipă, o aduce în fața dumneavoastră cu dezvăluiri extraordinare despre viața personală și cea profesională. Sabrin, colegul nostru, așa mai zicem noi, dar pe el cheamă Sabin. Sabin a fost la datorie și a povestit cu simpatica actriță la premiera filmului Anul Nou, care n-a fost. Haideți să vedem imaginile. Ai emoții? Mai ai emoții? Când mă văd pe ecran? Înainte să te vezi. Mă, oare cum o să fie? Oare... Am emoții, dar în același timp deja am vorbit cu foarte mulți colegi și am aflat că feedback-ul este bun, așa că mă duc, intru în sala de cinema relaxată de data asta, spre deosebire de alte filme în care am jucat și nu aveam efectiv niciun feedback despre ce nimic. Zis, Vicky, ești bine. Ești bine de tot. Mi s-a spus. Nu cu acest ton, dar da, mi s-a spus. Eu așa credeam că așa se dă feedback între actori. Da. Vicky, ești bine. Avem criticii de film care atunci când nu scriu, ei când vorbesc, așa vorbesc. Bănuiesc că ați avut câte zile de filmare? 20, 25, 30, câte au fost? Eu am avut 3 ore de filmare pentru acest film. De la 5 dimineața, nu, hai că poate... Ba nu, 4 ore jumate. De la 5 tot cu drum. Până la 9 jumate dimineața, atât am filmat eu pentru filmul ăsta. A fost un mare efort. Eu vreau să te întreb cum te împarți cu viața de mamă, cu toate astea. Simt că pot să mă întreb, pentru că eu am avut și alte proiecte între timp. Am avut perioada din iarnă, acum iarna trecută când eram și însărcinată, aveam vreo 3-4 proiecte deodată. Așa e când ești bun. Când ești bun, te sună oamenii. Vicky, vino însărcinată, cum ești? Este o mare bucurie pentru noi actorii să avem atât de mult de muncă încât la un moment dat să ne vină să ne plângem. Mie nu-mi place să mă plâng, nu vreau să mă plâng, pentru că sunt conștientă că poate să ți se ia chestia asta imediat. E greu să le duci pentru că e obositor, trebuie să fii 100% în fiecare proiect. Alți oameni depind de tine, presiunea este mare, trebuie să ajungi acasă și acolo e presiune să fii prezent, dacă ai copii, dacă ai soț, dacă așa. Avem genul acela de meserie care nu poate fi numită meserie neapărat, este o plăcere de fiecare dată și o mare bucurie. Nu poți să zici că tu nu muncești, că nu simți că muncești, când repezi replicile, când pleci de acasă, când te trezești dimineața, când poate mai ai și vreo cascadorie, vreo nebunie de făcut, nu e, nu cred că e chiar așa simplu. În Vlad aveam cascadorie, trebuia să alerg. Și mi-a zis un tip, după ce a văzut secvențele, zice: du, fată, dar tu nu știi să alergi. Singura cascadorie pe care am făcut-o. Nu știam, trebuia să alerg în pietriș. Cine alergă bine în pietriș? Toată lumea, în principiu. Hai să vă vedem pe voi. Auzi, dar când va crește, mai mare, da? Când se face mai mare, copilul. Băiatul meu, Carol? Da. Cum crezi tu că va reacționa când o să o vadă pe mami? Va fi... mândru, va fi critic. Cum îl simți? Momentan, pentru filmul acesta, eram cu el când am aflat despre Veneția, despre cele 4 premii și a pus mâna pe mine și mi-a zis: sunt foarte mândru de tine. Și vin cu el la premieră să vadă filmul, chiar dacă are doar 9 ani, dar își dorește foarte tare să vină să vadă și critic, nu știu dacă va fi, mi-ar plăcea să vină cu părerea lui, să vină să zică: uite, nu mi s-a părut ok asta. Sper să-și dezvolte calitatea asta. Cum ar fi la un moment dat să vrea să facă regizorul, să o ia pe propria mamă într-un film, să zică: aici nu mi-a plăcut. Atunci să vorbească cu tine la apertus, să zică: Vicky, mie nu mi-a plăcut, mai facem o dată. Tu de ce crezi că am făcut copil? Ca să aibă cine să te bage în filme mai... Carol nu vrea să se facă actor. El este într-adevăr ori să filmeze, ori să dea indicații, ori producător, pentru că negociază absolut tot, fiecare pas, fiecare respirație. Deci te tai la bani. Când o să fie producător, te taie la salariu. Treaba ta. O să-i faci de la... Știi câți bani am băgat eu în spatele tău? Eu sper să mă uit la el și zic: tu știi cât de greu a fost să te cresc eu pe tine? Greu. Tu știi cât de greu este jobul unui părinte? Nu ți se face milă? Ai și privirea asta de nou, n-are... Exersezi până atunci. Da. Exersezi până atunci.